Salutare, micuțimi, și bine v-am regăsit! Astăzi o să jucă din nou Top Tycoon cu episodul, nu știu ce episod este ăsta, dar vreau să vă întreb ceva. Vedeți că am aproape 1.000.000 de abonați, bani am 500.000 de dolari și vreau să vă întreb dacă să mai continuăm seria de Top Tycoon sau să înlocuim seria cu orice alt joc. Doar ce jocul ăsta e cam terminat, aș putea spune. Și dacă aveți voi idei de alte serii, v-aș ruga să nu uitați să spuneți în comentarii, bă, ce e seria și vreau noi să faci tu pe canal să începe o nouă serie, că după cum puteți vedea și voi, facem cu milioane de vizualizări și na, abonați-am. Zic că de la punctul ăsta chiar e imposibil să mai dai faliment și chiar m-am plictisit de jocul ăsta, adică e repetitiv, știi ce zic? Adică până mea și de asta vă zic ca să-mi spuneți ce serie să înlocuiesc jocul ăsta, cu ce joc. Și dacă pricep continuare, îmi ziceți, bă, noi vrem jocul ăsta și atât, nu vrem altceva. Știți? Ok, hai cu puțin noroc, facem 1.000.000 de abonați și nu cred că mai are rost să mai continuăm la acest joc. Doar ce l-am terminat, pot să zic. Na. Din punctul ăsta, ce mai poți să faci la el? Chiar nu știu ce ai mai putea să faci la jocul ăsta. Pentru că e cam terminat. Și de asta v-am spus. Pentru că, pana mea, nu știu, aștept sugestiile voastre despre un nou joc care să apară zilnic la ora 7 în loc de Top Tycoon, pentru că pe asta pus efectiv nu mai ai ce să faci, deci am făcut tot ce e posibil în jocul ăsta, doar că n-am descoperit niște căcaturi aici care da, puteți vedea și voi, deci nu cred că mai are rost să ne jucăm Top Tycoon, zic și eu. Nu știu. Cum vreți. Încerc să facem. V-am spus, dacă știți voi un joc bun care merită jucat în fiecare zi la ora 7, un joc de ăsta mic, nu știu, care vă place vouă și vreți să apară pe canal, ziceți-mi și mie, poate mă uit pe el și poate mă joc, știi? Poate fac o veselie pe el, că pe Top Tycoon, na. Nu mai are rost să mai ne jucăm. Și nu mai știu ce să mai zic. În legătură cu asta. Na, facem vizualizări cu milioanele, cu sutele de mii. Nu știu, deci cam atât a fost, probabil este ultimul episod din seria asta de Top Tycoon, sau dacă mai vreți mai facem, dar eu sincer nu am cam plictisit de el și na. Și nu uitați să-mi spuneți sugestii despre jocuri.